În funcție de zodia în care s-a născut, fiecare persoană are numere și zile norocoase, pietre prețioase care, de asemenea, îi poartă noroc, îi evidențiază personalitatea sau protejează, culori potrivite și așa mai departe. Astrologii spun că dacă vrei să ai mai mult succes în dragoste sau în carieră, anumite simboluri și accesorii pot ajuta. Iată ce accesorii să porți în funcție de zodie. Berbec. Persoanele născute sub semnul zodiei Berbec sunt pasionale, curajoase, vesele și spontane. Sunt atrase de bijuterii deosebite cu forme inedite, iar pietrele norocoase sunt cele de culoare roșie sau portocalie. Culoarea caracteristică este roșu aprins, iar accesoriile cu formă de stele sau de soare le poartă noroc. Taur. Taurilor le place luxul, astfel, pentru orice nativ din această zodie, o bijuterie prețioasă este un talisman. Verdele este culoarea care le hrănește spiritul, iar smaraldul este piatra caracteristică. Fiind un semn de pământ, umbreloc sau un pandantiv din lut le va purta noroc. Gemeni. Obiectele norocoase pentru o persoană născută în zodia Gemeni sunt portofelele și gențile cu imprimeuri cu păsări. Violetul este culoarea norocoasă pentru gemeni, deci o bijuterie cu ametist poate fi o alegere inspirată. Rac. Accesoriile sub formă de animale marine sunt caracteristice acestei zodii, iar perlele îi atrag bunăstarea financiară. Leii sunt născuți pentru a fi vedete, așa că tot ce este strălucitor le este caracteristic. Simbolurile în formă de pisică le poartă noroc, iar bijuteriile masive din aur le atrag energia pozitivă. Pietrele norocoase pentru nativii din zodia Leu sunt rubinul, chihlimbarul și topazul. Fecioară. Cerceii sunt accesoriile caracteristice acestei zodii, iar obiectele cu pietre îi poartă noroc. Balanță. Păsările le aduc noroc balanțelor, iar un talisman sau un pandantiv reprezentând o rândunică le atrage dragostea și succesul în carieră. Piatra prețioasă caracteristică este jadul, considerat simbolul iubirii. Scorpionii sunt protejați de pandantive sub formă de corpuri cerești și inele sub formă de pești. Cristalul norocos al scorpionului este ochiul de tigru, o piatră ce simbolizează puterea asupra sexului opus. Săgetător. Garantul este considerat cel mai important talisman al săgetătorilor. De asemenea, le poartă noroc pandantivele cu sidef. Capricorn. Culoarea roz are o influență extrem de pozitivă asupra nativilor acestei zodii. Piatra norocoasă este granatul, iar rubinul le alungă stresul la care sunt predispuși, le readuce puterea fizică și psihică și le deschide calea către succes. Vărsător. Accesoriile sub formă de păsări le poartă noroc vărsătorilor, iar buburuzele le aduc dragoste și armonie în cuplu. Piatra zodiei este ametistul care stimulează gândirea pozitivă și liniștea gândurilor negative. Pești. Umbreloc sau un pandantiv cu delfin le va purta noroc, iar ametistul este piatra caracteristică a zodiei, o piatră care stimulează vindecarea pe toate planurile. Relatează știrile canalde.ro.